caz șocant în Mehedinți, unde un fost pușcăriaș cu 5 crime la activ, dar eliberat în baza recursului compensatoriu, a incendiat o tânără de 17 ani. Scene dure și în Craiova, două clanuri rivale care își dispută supremația s-au atacat astăzi cu bâtele. Iar autoritățile române au anunțat cel mai mare număr de cazuri noi de infectare cu coronavirus din ultima lună, 275. Amalia Enache vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara, începem cu o întâmplare terifiantă petrecută în Mehedinți. Acolo o tânără de 17 ani a fost incendiată de un individ care în trecut a luat 5 vieți, inclusiv pe cea a unui bebeluș nenăscut. Cu toate acestea, pușcăriașul deosebit de periculos a fost eliberat anul trecut în baza recursului compensatoriu și a comis această nouă oroare. Victima sa are arsuri grave pe tot corpul. De ce ați ars-o pe tânără? Individul este din Drobeta, Turnu Severin, însă anul trecut, când a ieșit din închisoare, a mers în localitatea Dârvar, județul Mehedinți. Niște prieteni i-au pus la dispoziție o casă bătrânească. A stat foarte aproape de tânăra pe care acum a nenorocit-o. Lasă-o, e plecat din Olanda. A fost cu băiatul ăsta care zice că i-a pus foc. Ei, pe urmă au ieșit vecinii, au aruncat cu apă. Că nici nu trebuia poliția și primăria să-l lase pe ăsta în sat. Conform propriilor susțineri, avea grijă de ea, inclusiv financiar, deoarece provenea dintr-o familie destămată. De pe taseară a mers la locuința fetei. Cu două zile înainte, bărbatul a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care părea că are de gând să-și ia viața, nici de cum că ar plănui o crimă. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care îmi sunteți alături. Vă iubesc. Adio. Potrivit procurorilor, suspectul ar fi incendiat camera în care se afla fata de 17 ani, iar fratele a fost cel care a scos-o din flăcări. A fost transportată la spitalul din Drobeta, Turnu Severin, cu arsuri pe tot corpul, iar astăzi starea ei de sănătate s-a agravat, așa că a fost transportată cu un elicopter la Craiova. Deși acolo nu este un spital cu secție pentru mari arși, a fost singurul loc disponibil unde victima putea fi internată. În urma incendierii, victima a suferit leziuni pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 de zile de îngrijire medicale, leziunile punând în pericol viața. Trecutul bărbatului este sinistru. A luat 5 vieți în anii 90. Printre victimele sale s-a numărat și o femeie însărcinată în 7 luni. Pentru aceste orori a primit 90 de ani de închisoare. Și totuși, în 2014, a îndrăznit să le ceară judecătorilor să-l pună în libertate. Reprezentanții administrației penitenciarelor susțin că i-au dat aviz negativ, iar el a rămas în pușcărie, numai că anul trecut a beneficiat de legea recursului compensatoriu dată de guvernul Dăncilă și s-a reîntors printre oameni lipsiți de apărare. Polițiștii susțin că săptămâna trecută tânăra de 17 ani a depus împotriva lui o plângere penală pentru viol. Protecția copilului o luase în custodie, însă două zile mai târziu bunica a luat-o pe semnătură înapoi acasă. La data de 9 iunie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Vânjumare au fost sesizați de o tânără de 17 ani din localitatea Dârvari cu privire la faptul că aceasta ar fi fost victima unui viol. Polițiștii au plasat minora într-un centru de asistență socială ca măsură de protecție. De asemenea, în urma examinării medico-legale s-a stabilit că aceasta nu a suferit leziuni care să confirme săvârșirea vreunei infracțiuni. A depus plângere la poliție că a violat-o și el... Din păcate, individul și-a pus amenințările în aplicare. S-a lăsat cu scandal într-un cartier din Craiova, unde două clanuri s-au luat la bătaie în plină stradă. În imagini se vede cum mai mulți indivizi lovesc cu bâtele într-un autoturism în care s-ar fi aflat rivalii lor. Mai mult, un bărbat a intrat intenționat cu mașina în același vehicul. Potrivit polițiștilor care au ajuns la fața locului, grupările își dispută supremația. Mai multe persoane au fost transportate la spitalul din Craiova, iar acolo au fost trimise alte forțe de ordine pentru a evita izbucnirea unui nou conflict. Aceleași clanuri au fost implicate și săptămâna trecută într-o altercație similară și membrii lor au fost plasați sub control judiciar. Începutul de vară rămâne sub semnul vijeliilor în multe locuri de o violență ieșită din comun. La Vaslui, un copil de un an și jumătate a fost prins în mijlocul furtunii împreună cu tatăl său și puțin a lipsit ca ambii să fie striviți. Vremea rea ne va ține în șah și în următoarele ore, de altfel 28 de județe sunt sub cod portocaliu.
Bărbatul în vârstă de 32 de ani a auzit un zgomot puternic, așa că instinctiv și-a luat fiul de un an și jumătate în brațe și a fugit în timp ce copacul s-a făcut fărâme. A reușit să-și salveze băiatul, însă el a fost transportat la spital. Dintr-o dată s-a prăbușit și l-a atins cutia cu o creangă pe umărul drept și la cap. Băiatul nu are nimic, l-a ținut în brațe, l-a adăpostit. Domnul de 32 de ani, tatăl copilului, prezenta plăge scoriate față posterioară torace. Era căzut într-o zonă cu mai multe terase, într-o zonă frecventată de public. Au avut noroc atât ei, cei doi, mă refer, cât și ceilalți din jur. Foarte periculos. E un copac foarte bătut. Trebuia tăiat mai de mult, cred că trebuia tăiat, plantat altul. Militarii chemați la fața locului au eliberat zona. În Botoșani, norii amenințători anunțau o ploaie torențială. Într-o oră, tot orașul era inundat. Lasă așa, că ai făcut gaură! La bordură! Ai făcut gaură! Pentru bordură și ai fie! Îi trage cu mașina! Era apa prea mare, mi-am dat seama la bordură. Am încercat să dau în față, în spate și am săpat cu roata și m-am pornit. În alte zone, vântul care a suflat cu putere a pus la pământ copacii și a smuls mai multe acoperișuri. Am văzut o bubuitură. Când ne-am uitat pe geam, nu mai e copacul. În mai puțin de o oră, la dispeceratul integrat ISU-SAJ, s-au înregistrat 18 apeluri prin care ni se solicita ajutorul pentru înlăturarea unor copaci. În județul Iași, vizat de un cod portocaliu de vreme rea, a căzut grindină, care a acoperit drumurile din mai multe comune. 28 de județe sunt sub cod portocaliu de vreme severă până la noapte. Potrivit specialiștilor, vor cădea cantități însemnate de apă. În alte 15 județe rămâne în vigoare un cod galben valabil până marți la ora 10 dimineața. Hidrologii anunță că există risc de inundații pe mai multe râuri. Nerăbdător să primească oaspeți, grecii anunță că vor suporta sejurul turiștilor care vor fi testați pozitiv de coronavirus în timpul vacanței. Cum se pregătesc de redeschiderea sezonului, aflați imediat. De luni putem să mergem iar la cumpărături în marile centre comerciale, dar și la fitness sau la piscinele în aer liber. Molurile sunt pregătite să-și întimpine clienții cu dezinfectant și porți de scanare a temperaturii, dar și cu reduceri în magazine. Relaxarea din 15 iunie vine însă și cu o dispută între autorități. Edilul Capitalei, Gabriela Firea, vrea să redeschidă teatrele administrate de primărie, însă Comitetul pentru Situații de Urgență îi atrage atenția că spectacolele în spații închise sunt interzise. Centrele comerciale au investit peste o jumătate de milion de euro în măsuri de siguranță și distanțare socială, potrivit unui studiu realizat de Colliers International. Vorbim în total de 9.000 de magazine, dintre care doar un sfert au fost deschise în timpul pandemiei. În acest mall, fluxurile de intrare și ieșire ale clienților sunt separate. La fiecare intrare există un agent de pază. Dacă nu ai mască de protecție, nu intri. În exterior există și un monitor care îți arată în fiecare moment câte persoane sunt în centrul comercial. Vorbim de cel mai mare centru comercial din România, cu 326 de magazine și 35 de restaurante. Până când autoritățile vor veni cu reguli de siguranță clare, administratorii au decis să permită un număr maxim de 10.000 de vizitatori, adică o persoană la 10 metri pătrați. Regula se aplică în fiecare magazin. Capacitatea totală a centrului comercial este de 18.000 de oameni. Fiecare client se va dezinfecta pe tălpi, îi va fi luată temperatura și va păstra distanța socială. Într-un alt mall din nordul capitalei, măsurile sunt la fel de stricte. În acest centru comercial sunt 3 intrări. La fiecare intrare există o astfel de poartă care îți măsoară temperatura. Eu, de exemplu, am 36,7 grade. Dacă ai mai mult de 37,3 grade, agentul de pază nu-ți va permite accesul în mall. O veste care îi va bucura pe cei care abia așteaptă să meargă la cumpărături este că multe magazine vor redeschide cu reduceri și promoții. În magazin ai posibilitatea să probezi, dar e bine și la mall o dată de două ori pe săptămână. V-au lipsit în perioada asta magazinele? Da, da, mi-au cam lipsit. Ne mai delectam, mai vedeam fețele oamenilor.
De pe 15 iunie, unele mall-uri vor avea și câteva magazine închise. De vină ar fi proprietarii centrelor comerciale care au cerut chirie și pe perioada suspendării activității. Toți retailerii care nu au ajuns la o concluzie, la un acord cu proprietarii spațiilor, pot să intre în formă de protest, nedeschizând magazinele luni și marți, iar de miercuri deschizându-le cu însemnele de protest. Banner, banderolă și așa mai departe. În mall-uri vor rămâne în continuare închise restaurantele, cinematografele și locurile de joacă. De luni se redeschid însă sălile de sport, piscinele exterioare, grădinițele și after school-urile în anumite condiții. Pe de altă parte, edilul Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat pe Facebook că, începând din 15 iunie, teatrele și instituțiile de spectacole administrate de Primăria Capitalei se redeschid pentru public și că fiecare instituție își va lua toate măsurile necesare de siguranță pentru artiști și spectatori. Primarul dă și 16 exemple, printre care teatrele Bulandra, Masca, Odeon sau Opera Comică pentru copii. În replică, grupul de comunicare strategică atrage atenția că deocamdată sunt interzise spectacolele desfășurate în spații închise și că astfel de inițiative riscă să pună în pericol viața și sănătatea comunităților locale. Iar în cazul în care primarul Capitalei va merge în continuare cu deschiderea teatrelor, prefectul Bucureștiului va lua măsuri. Oricât de mult am așteptat să ne bucurăm de noile măsuri de relaxare, nu uitați de cele de protecție. O spun medicii, dar și statisticile în condițiile în care au fost raportate 275 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Pentru a treia zi la rând, numărul îmbolnăvirilor trece de 200. Cum se explică aceste creșteri când eram pe o pantă descendentă și dacă sunt motive de îngrijorare, ne explică Liliana Curea. Bună seara, Liliana! Ce spun autoritățile despre această creștere? Bună seara, Amalia, bun găsit tuturor! Într-adevăr, 275 de cazuri noi de infecție COVID-19 în doar 24 de ore este, trebuie să spun, cel mai mare număr de raportare din ultimele 30 de zile. Pe de o parte, spun autoritățile, s-au prelucrat peste 10.000 de teste în ultimele 24 de ore, dar pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că suntem la două săptămâni de când a intrat în vigoare al doilea set de măsuri de relaxare. Oamenii au început să meargă la munte și la mare și nu au mai ținut atât de mult cont de distanțarea fizică sau de purtarea măștii, așa cum se întâmpla în timpul stării de urgență. Rămâne de văzut dacă și zilele următoare acest trend crescător se va menține. Nu ne dorim acest lucru pentru că știm cu toții asta ar însemna din nou măsuri de restricție. Suntem însă într-o perioadă de transmitere comunitară în toată țara. Apar în fiecare săptămână focare noi. Cele mai multe sunt în unitățile spitalice și în centrele pentru îngrijirea bătrânilor. De altfel, statistica arată că 1 din 7 cazuri este angajat într-un spital. Așadar, cele 275 de cazuri ridică tabloul general al îmbolnăvirilor la 21.679 de persoane care sunt bolnave. 171 dintre aceste persoane rămân în continuare internate în secțiile de terapie intensivă. Pe de altă parte, astăzi a avut loc o întâlnire a Comitetului pentru Situații de Urgență, o întâlnire care s-a desfășurat online, în urma căreia s-a stabilit că persoanele asimptomatice care se întorc în țară dintr-o călătorie din anumite țări, nu mai intră în carantină sau în izolare la domiciliu și vorbim de oameni care vin din Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Malta, Elveția sau Croația. Tot de pe data de 15 vor fi reluate zborurile însă și spre aceste destinații, dar în anumite condiții. Deocamdată acestea sunt informațiile, Amalia. Mulțumim, Liliana. Deși Parlamentul se împotrivește prelungirii stării de alertă, guvernul nu renunță la restricții. Premierul Ludovic Orban susține că sunt date științifice care arată că este nevoie de încă 30 de zile în care oamenii să respecte distanțarea socială și să poarte mască. Socialdemocrații, dar și aleșii USR și UDMR au anunțat că fără dovezi științifice despre situația îmbolnăvirilor, nu vor vota continuarea stării de alertă. Președintele interimar al PSD chiar a acuzat guvernul că manipulează datele de la epidemiologi. De luni dimineață, peste 170.000 de elevi din toată țara intră în focurile probelor de la evaluarea națională, nu înainte de a trece de triajul epidemiologic. Ministerul Educației a anunțat că tuturor copiilor li se va lua temperatura la umbră, iar cei care au mai mult de 37,3 grade vor fi trimiși acasă. Pentru ei va fi organizată o sesiune specială la 2 săptămâni distanță. Aceeași procedură va fi și în cazul candidaților de la bacalaureat. Niciunui copil nu-i va fi răpit dreptul de a-și da examenul și în baza examinării să poată să urmeze fie să se înscrie la un liceu unde dorește, fie
ulterior să-și urmeze cariera universitară în cazul în care dorește să aibă o carieră universitară. Cu detalii vine Laura Culiță. Bună seara, Laura! Bună seara tuturor! Prima probă de la evaluarea națională va începe la 9 dimineața, însă unele școli și-au chemat deja candidații încă de la ora 7 dimineața, astfel încât să fie făcut triajul epidemiologic în timp util. De altfel, există o procedură specială în cazul copiilor care sunt depistați cu o temperatură mai mare de 37,3 grade. În cazul lor, li se va lua temperatura de încă 3 ori, la umbră și la intervale de câteva minute. Iar dacă rezultatul va fi același, atunci acești copii vor fi trimiși acasă, nu vor fi admiși în sălile de examinare, însă pentru ei se va organiza o sesiune specială de examen. Așadar, dacă ne uităm la calendarul obișnuit al evaluării naționale, vedem că prima zi de probă este 15 iunie, iar în cazul bacalaureatului, prima zi de probă este 22 iunie. Dacă ne uităm la sesiunea specială pentru copiii cu probleme de sănătate, adică cei care au fost depistați cu o temperatură prea mare, cei care au fost în izolare sau chiar au fost confirmați cu coronavirus, ei bine, în cazul lor, prima zi de probă la evaluarea națională va fi pe data de 29 iunie, iar în cazul bacalaureatului pe data de 6 iulie. Acum sunt 172.000 de absolvenți de clasa 8-a care așteaptă să intre în examenul de evaluare naționale, la care se adaugă și 150.000 de absolvenți de clasa 12-a și a 13-a care așteaptă să dea bacalaureatul. Și bineînțeles, în sălile de examinare vor fi luate măsuri speciale de igienă, iar copiii vor sta la o distanță de cel puțin 2 metri unul de celălalt. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Laura, mulțumim! Grecia, o destinație iubită și de foarte mulți români, se pregătește pentru redeschiderea sezonului turistic, chiar din prima zi a săptămânii viitoare. În insule, pregătirile sunt aproape de final, mesele au fost vopsite, luminile de la terase au fost aranjate, iar instrumentele muzicale au fost acordate. În același timp, toți cei implicați în industria turistică sunt pregătiți să respecte noile măsuri de distanțare socială. Pe de altă parte, oficialii de la Atena anunță că statul va plăti sejurul turiștilor care vor avea ghinionul să fie testați pozitiv în timpul șederilor în Grecia. Printre cele mai căutate destinații sunt insulele Mykonos, Rodos, Corfu, Creta și Santorini, spre care au fost reluate deja cursele de feribot. Cursele internaționale spre aceste destinații vor începe de la 1 iulie. Patronii de taverne își așteaptă clienții, deși sunt conștienți că în acest an vor fi mult mai puțini. Vor fi cu 80% mai puțini, așa că noi îi așteptăm pe cei 20% și suntem fericiți pentru că știm că va fi bine. Nu contează cât de mult ne dorim și ce ne dorim. Locuitorilor din Mykonos le place turismul pentru că este un mod de a câștiga bani, pentru că este modul nostru de viață. Vrem să redeschidem și ne îndreptăm spre sezonul 2020 cu optimism, dar suntem pe deplin conștienți că sezonul Mykonos 2020 nu va fi la fel ca sezonul 2019 și sperăm că nici la fel ca sezonul 2021. Oficialii greci au luat măsuri de prevenție încă din primele zile ale pandemiei, astfel încât numărul îmbolnăvirilor este de 3108, iar al deceselor de 183 în 3 luni de carantină. Ne concentrăm pe posibilitatea ca unele cazuri de COVID-19 să fie importate după ce țara noastră își deschide porțile pentru turism și, pe de altă parte, unor posibile focare locale, fie că acestea privesc o regiune, un cartier, o insulă, o prefectură sau un centru de găzduire, o școală sau altceva. Intensificăm testele peste tot și ne pregătim pentru orice. Redeschiderea turismului în Grecia este vestea pe care o așteptau cu interes și agenții de turism din România, iar cei care oferă sejururi pe barcă au început să reconfirme pachetele rezervate înainte de pandemie. La noi disponibile oferte sunt începând cu data de 4 iulie, iar dacă în condiții normale sezonul de sailing și vacanțe pe bărci este foarte potrivit în Grecia până în luna septembrie, anul acesta avem certitudini și multiple solicitări chiar și în luna octombrie. Pentru 7 zile pe iaht, prețurile pornesc de la 549 de euro de persoană. Ne-am concentrat exclusiv pe Grecia, fiind foarte accesibilă și totuși făcând parte dintr-o listă de țări verzi, așa cum a fost catalogată. Din această perspectivă am rămas la două trasee cu plecare, fie din Atena, fie din Lefkada, care sunt trasee accesibile și preferate deopotrivă de publicul român. Actrița Andreea Vișan locuiește de 4 ani în Grecia, pe insula Lefkada, iar alături de soțul ei organizează croaziere. Aceasta spune că, deși grecii au extrem de puține cazuri, au luat măsuri suplimentare de siguranță pentru protecția turiștilor. Am fost obligați de autorități să avem pe barcă un termometru frontal, un oximetru,
măști, mănuși, dezinfectant pentru fiecare membru din echipaj, iar skipperul este obligat în fiecare zi să completeze un tabel în care este scrisă temperatura membrilor echipajului. Chiar dacă autoritățile elene au anunțat începând de luni deschiderea aeroportului internațional din Atena, multe companii aeriene au programate primele zboruri abia în luna iulie. Reprezentanții Ministerului de Externe vă sfătuiesc că în cazul în care plecați cu mașina să verificați pe site-ul mae.ro condițiile de călătorie. La plajă pe iarbă, la fitness în parc și la promenadă prin târgurile țărănești, românii care n-au încă planuri sau bani pentru a pleca în vacanță și-au găsit oricum variante urbane de relaxare în aer liber. Cei mai mulți spun că le-a fost dor să iasă din casă fără să dea socoteală nimănui. Încet, dar sigur, românii se întorc la tabieturi și lucruri simple la care au renunțat de nevoie acum 3 luni. De luni, cele 4.400 de săli de fitness din țară au permisiunea de a se redeschide, ceea ce înseamnă că acei clienți obișnuiți care și-au neglijat condiția fizică în ultimele luni trebuie să revină rapid într-o formă satisfăcătoare. Antrenamentele în aer liber sunt așadar un fel de încălzire înainte de a ajunge la aparate. Și bonus, au și o ședință de bronzat. Avei un abonament în curs pe care o să-l reiei? Da, posibil, dar nu o să mă înghesui pe 15. Îmi place aici. Și apoi sunt programări, nu știu, ca la cosmetică. Dar nu sunt genul care să merg la cosmetic, așa că pot să vin în parc. Sute de bucureșteni au făcut plajă pe iarbă. Au dușurile alături, dar sunt cu gândul la valuri. Vreau mare, mare. Marea noastră, da. De valuri, de nisip. Păi și ce vă ține? Să zic că n-am timp. Și totuși, banii se găsesc, iar românii par să iasă treptat din starea cumpărăturilor esențiale. Apreciază acum libertatea de a alege în tihnă nimicuri în timp ce se plimbă printre tarabe ca pe o promenadă de lux. Abia așteptam, sunt compulsivă și cu bijuteriile. Un pic de soare, puțină mișcare și cât mai mult shopping. S-a redeschis și târgul de weekend din curtea Muzeului Țăranului Român. Gata să își hrănească vizitatorii cu tradiții, o porție de cultură, iar la final plăcinte, fasole cu ciolan și pomana porcului. Măsurile de protecție care se impun pentru noi și pentru ceilalți, încercăm să revenim așa încet, încet la plăcerile pe care le-am avut. Un pic de biserică, un pic în parc. Și în Cluj au ieșit în familie sau în grupuri restrânse și și-au încărcat bateriile. Am ieșit la o înghețată, recuperăm timpul pierdut, să zic așa. Iar în Timișoara, malul Begăi a redevenit loc de picnic sau de încercat norocul și dibăcia la pescuit. Am legat vreo 400 și ceva de muște în perioada aia de izolare. Se împlinesc astăzi 30 de ani de la mineriada din 90 și în ciuda ororilor petrecute atunci, nici până în acest moment nu au fost stabiliți vinovații. 4 oameni au fost împușcați, iar alți 1400 bătuți, unii cu bestialitate de către mineri și de forțele de ordine. Președintele de atunci, Ion Iliescu, abia câștigase alegerile și îi catalogase drept golani pe cei care strigau împotriva comunismului în piața universității. Iliescu este învinuit că a organizat reprimarea brutală a protestelor, doar că dosarul a fost retrimis procurorilor. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. De 30 de ani, la fiecare 13 iunie, rememorăm scenele îngrozitoare petrecute în centrul capitalei. Oameni loviți cu sete de semeni de-ai lor, unii mineri din Valea Jiului, alții aduși nu se știe de unde și care răspundeau la comenzi dictate nu se știe de cine. Între 13 și 15 iunie 1990, minerii au venit în București și au intervenit împreună cu forțele de ordine pentru a înnăbuși revolta din piața universității. Ion Iliescu câștigase alegerile cu 86% din voturi și în inima capitalei erau nemulțumiții care strigau de aproape 2 luni împotriva comunismului. Aceștia din urmă au fost bătuți, arestați și interogați într-o acțiune de o violență fără precedent. 4 persoane au fost împușcate mortal și aproape 1400 rănite. 1250 dintre cei care scandau împotriva regimului Iliescu ar fi fost reținuți în mod ilegal. Regimul comunist a decis să facă apel în prima fază la forțele de ordine și după aia să facă apel la mineri pentru a călca în picioare demnitatea tinerilor, intelectualilor. Ion Iliescu nu a recunoscut niciodată că a chemat minerii în București, dar la plecare le-a mulțumit. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru ceea ce ați demonstrat.
Dosarul Mineriadei a fost trimis în judecată în 2017, iar Ion Iliescu, alături de premierul de la acea oră, Petre Roman, fostul șef al SRI, Virgil Măgureanu și Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, au fost puși sub acuzare pentru crime împotriva umanității. Judecătorul de cameră preliminară a decis că rechizitoriul nu este clar, că a fost încălcat dreptul la apărare al inculpaților și a dispus trimiterea dosarului la parchetul militar pentru refacerea întregii anchete. Decizia nu e definitivă. China intră din nou în alertă după ce în Beijing au fost înregistrate 45 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Focarul ar fi o piață de carne din sudul orașului, iar autoritățile au decis să izoleze 11 cartiere, în care locuiesc peste 2 milioane de persoane. De asemenea, în Ucraina, soția președintelui țării a fost testată pozitiv pentru COVID-19. Vestea a venit la 3 zile după ce liderul de la Kiev spunea că vrea să se infecteze pentru ca să demonstreze că această boală nu este la fel de rea ca ciuma. Autoritățile din Beijing au aplicat măsuri drastice, comparabile cu starea de război, în cele 11 cartiere din sudul capitalei pentru a opri răspândirea noului focar de coronavirus. În zona au fost închise 9 școli și grădinițe și a fost instalat un centru de comandă militar pentru a ajuta la coordonarea măsurilor de igienă. Pe de altă parte, autoritățile americane sunt îngrijorate pentru că numai puțin de 19 state au înregistrat o creștere a cazurilor de COVID-19. Celebrul doctor Anthony Fauci, cel care coordonează acțiunile instituțiilor federale în lupta contra pandemiei, nu vrea să mai repete unele erori din ultimele luni. Is something obviously that's disturbing. Maybe we need to slow down a little. Maybe we need to intensify our capabilities to identify, isolate and contact trace. We don't want it to get out of hand again. Acum, Agenția Sanitară Americană trage un nou semnal de alarmă și îi îndeamnă pe oameni să stea cât mai puțin timp în compania altor persoane. As long as we give the virus an opportunity to jump from one host to another, that's what it's going to do. Iar unii guvernatori, cum este cazul celui din statul Arkansas, au decis să mobilizeze Garda Națională. We have increased 731 cases in the last 24 hours. Situația din Baltimore, de exemplu, a ajuns atât de gravă încât primarul orașului a ordonat suspendarea temporară a măsurilor de relaxare. More than almost anyone would love to say that Baltimore City is open and safe. But that simply is not what the data is telling us at this time. You know, right now things can turn the wrong direction, and if we let transmission get out of control. La toată panica legată de creșterea numărului de cazuri se adaugă și temerea că o eventuală mutație va face acest virus și mai periculos. O primă mutație a fost observată de către oamenii de știință din Florida, la stratul exterior al virusului, prin care acesta atacă și distruge celulele sănătoase. În acest timp, Brazilia a urcat pe locul 2 în lume la numărul de cazuri de COVID, după ce a depășit Marea Britanie. Și în cazul Braziliei, experții se așteaptă la o situație scăpată de sub control, în condițiile în care măsurile de igienă și de distanțare socială din cartierele sărace ale marilor orașe sunt inexistente. It doesn't look like much of a curfew, does it? But we're told that this is a massively reduced street presence here. The bars, frankly, would normally be heaving, and there are still deals being done on the various street corners here. This favela cut off again, this time by the virus rather than the criminality that keeps it going from the rest of Rio de Janeiro. Cei mai tineri și mai simpatici locatari ai unei grădini zoologice din China sunt gemeni și au nasul foarte lung. Este vorba despre doi pui de furnicari uriași care au apărut pentru prima dată în fața publicului la un parc zoo din sud-estul țării. Cei doi pui, un mascul și o femeie, sunt primii furnicari uriași născuți în Asia prin metoda inseminării artificiale. Specialiștii consideră venirea lor pe lume drept un pas important spre conservarea acestei specii, amenințată cu dispariția. Femela de furnicar naște primăvara și își cară apoi puii în spate timp de aproape 7 luni.